Dane, felicitări, 1-0 în manșa tur a barajului pentru promovarea în Liga 3-a, 1-0 pentru Mureșul Vințul de jos în meciul cu Mureșul Luduș. Cum a fost partida văzută de pe bancă? Că de murdar văd că ești murdar, parcă ai venit de pe câmp. Ați văzut o intensitate foarte mare, de un angajament foarte intens. Terenul, vedeți, a pus și probleme fizice ambelor echipe. În schimb, mă bucură foarte, foarte mult determinarea cu care s-a jucat, a băieților, dorința lor de a câștiga această partidă. Obiectivul nostru este a face minim 4 puncte din cele două meciuri. Sunt convins că le vom atinge. Jucăm de la meci la meci tot mai bine. Mă bucură numărul mare de ocazii pe care l-am avut. Cred că n-am avut niciun meci atâtea ocazii. Uite, de data asta n-au intrat. În schimb, felicit oaspeții pentru fair play, pentru modul lor de a juca fotbal și sunt convins că în partida retur va fi un meci foarte interesant. O echipă mai bună, Ludușu, decât v-ați fi așteptat? Eu am repetat, noi am prins în campionatul Ligii a 4-a din Alba cel puțin 3-4 echipe, nu ne nominalizez, care din punctul meu de vedere sunt peste ei. Și ca joc și ca tupeu, în schimb se vede că le-a fost teamă de noi, se vede că le-a fost teamă de noi, în schimb la câțiva jucători de la noi această presiune și această miză și această importanță a partidei și-a spus un pic amprenta, iar jocul lor a avut de suferit. În schimb, îi așteptăm ca pe retur deja un meci cu experiență și sunt convins că vor juca mult mai bine. Dacă ar fi așa, cam cât ar fi? Cât sunt șansele echipei tale să câștige această dublă cu, în procente, cu Mureșul Luduș? În momentul ăsta avem 51% șanse, pentru că avem 1-0. Doamne, mulțumim și baftă ție și echipei tale peste o săptămână la Luduș. Mulțumesc și vă aștept la meci.